ilusión. Spuneți și mie, în cât timp a venit treaba asta? În 20 de minute, domnișoară, am fost inundat. În 20 de minute? Păi dacă deci a venit la... cât a plouat? Deci a luat apa după stradă, a intrat în... A venit la mine, în coace. Eu dacă sunt mai jos, automat, tot versanții s-a vărsat aici. Un bun frigider acum e fost mult. Lasă. Și cât timp a plouat? A plouat. Ce să mai zic, a plouat o oră, o jumătate, o oră. Deci în 20 de minute de eu am fost inundat. Da, bine, de fapt oa. Dar am intrat. Da, da. E până acolo. Culturile. Optim? Cultura. Ce să zic? Cultura. Grădina. E roșii, le vândă gogonele, mă duc pe piață. Ce să-i fac? Când a mai fost așa să vină apa atât de repede? În 2005. În Ploska în 2005. Da, da, atunci când am fost inundați. Atunci am fost toată casa ieri. Bine, am fost afectați mai mulți atunci. De până aici a fost apa. Cum o să vedeți și la mine? Va intra și în casă? Da. Și în curte? A, în curte de aici încolo? Grădina nu mai e. Se poate, da? Urmă luăm așa, că eu aici stau. Dumneavoastră, în cât timp a venit? Doamne, cu partea asta. Nu pot să știu, fratelor, când a venit, că dacă mă speriasă în altceva. Cum v-ați trezit cu apa? Așa. Asta nu mă afară cu apa, nu mai în acolza aia. Dar plângea băiatul rău. Mă, ce să-i mai fac copilul, imediată copilnii? Da, poate mă s-a mai acasă de altă țară. Și el, săracul de el, să speriasă bietul copilul. Deci o ploaie torențială de aproximativ o oră și a venit. Da, da. Dar plouă ca cu găleata, așa, cu nu cu găleata, cu butoiul. Oameni, cu partea aceea. Da, și nu, mă doare capul de mult de tot. Așa ceva. Să zic o lupă aici, că și... Thank you.
Gastezi pe jos, am făcut tot. Dar de când scoate aici? De 4-5 ori. 4-5. Hai, filmează dumneata, filmează-l curte să vezi. Ce? A fost dezastru. În 2015 am mai văzut la pasaj.